Noapte la muzeu. Noapte la muzeul Teodor Aman. În sfârșit pot să ies de aici. Mi-e dor de instrumentul meu și de oameni. Tu nu vrei să vii? Nu, mai stau puțin să-mi beau ceaiul. Bine, vom da un bal mascat. Dar să mă așteptați pentru bal. Nici o problemă, te vom aștepta. Să vezi acum cad. Nu a durut atât de rău ca data trecută. Înapoi în tablou. Oare am uitat să-i spun ceva? Am uitat să-i spun de paznic. Nu trebuie să ne vadă. Lasă că se descurcă el. Și oricum, dacă îl vede, o să creadă că e o fantomă. Înapoi în muzeu. Violoncelul meu! Sună-te. Hei, cineva acolo? Știi că te aud cântând. De unde se aude cântecul? Zum? Ce? Ce-a fost chestia aia din tablou? Zici că a intrat ceva acolo. Și nu vine să cred că deja s-a furat ceva. Serios, de ce-o fi furat violoncelul și nu tablourile? Ce, Doamne, acela violoncelul? Cum a ajuns acolo? Iar nu era aici. Cum? Ah! Cu siguranță nebunesc, cum poate fi posibil ca violoncelul ăsta să intre și să iasă dintr-un tablou? Nebunesc! Sau asta, de exemplu, și caută pictorul Aman pe acoperișul casei lui. O, nu, m-a prins! Of, se uită fix la mine! Nu cred că am exercițiul alergat. Trebuie să ies de aici. Iar acum fuge prin tablouri. Sigur am un nebunit sau muzeul e bântuit. Pic. Pictorul Aman. Ah, muzeul e bântuit, mă duc să chem poliția. Zău, că am obosit. Cred că am scăpat de el. Acum hai să intrăm, acum hai să invităm persoane la bal. Primul va fi Tudor Vladimirescu. Tudor, vreau să te rog ceva. Vom începe un bal. Vrei să vii? Poți invita pe toată lumea din tablouri? Sigur că vin. Te ajut cu siguranță. Tu ce trebuie să faci? Nu poți veni? Ba da, o să vin și eu la sfârșit, dar trebuie să vizitez mai întâi pe cineva anume. Ok, am înțeles. Ia e. Ce mai face Caterina? Ai vrea să vii la bal cu mine? Ce rost mai are, Aman? Oricum ziua mă voi întoarce aici. Eu vreau să te invit la balul pe care îl ținem cu toți în fiecare noapte. Caterina. Știi că suntem picturi. Aici e locul nostru, în tablouri. Dar m-am săturat! Știi cum e să stai toată ziua împietrită pe un scaun și să fii obligată să stai într-o cutie? Tu te-ai săturat? Da, m-am săturat și eu. Dar mă gândesc că vine noaptea și avem și noi o șansă să ne bucurăm de viață. Of, ce soartă crudă! Ce blestem! Asta nu e viața, Aman! Nu o să scap niciodată de aici. Ecaterina, nu mai plânge! Haide cu mine la balul mascat, să mai uităm de soarta asta crudă și poate găsim o soluție. Bine, dar promite-mi că vom găsi o cale de scăpare de aici. Îți promit. Mult mai târziu. Oare cât e ceasul? Dacă e prea târziu. Ding-dong. Hei, ascultați-mă toată lumea. Mai sunt 5 minute și se face dimineață. Știți ce înseamnă asta? Uitați, sunt hoții. Domnilor ofițeri. O, nu, asta mai lipsea acum. Haideți repede în tablouri. Caterina, ce faci? Intră în tabloul tău! Îmi pare rău, Aman, dar mi-ai promis că vom fi liberi. Nu mai suport locul ăsta, nu te voi uita niciodată. Stai! Nu! O, nu! Încep să-mi pietresc. Of, blestemul ăsta! Voi ați văzut asta?
Sigur am înnebunit. Demisionez, Doamne, oare posibil? La interogatoriu închisoarea. Of, de ce nu l-am ascultat pe Aman? Of, ce soartă! La muzeu noaptea. Of, Ecaterina, nu te voi uita. Înapoi la închisoare. După o zi. Buf! Domnișoară, spuneți-mi ce ați căutat noaptea în muzeu. Mie să-mi spuneți tot. Ați vrut să furați ceva? Că asta e o infracțiune și nu este deloc în favoarea ta să spui acum ce ai vrut să furi și de ce și poate-ți voi da drumul. Lăsați-mă pe mine, ofițer, deoarece am multe întrebări să adresez. Ai fost cam dur să știi. Mai ales lucruri paranormale ce au decurs noaptea la muzeul Aman. Acum o zi. Vreau să aflu cum e posibil și să nu mă mai cred în lumea că sunt nebun. Te am pe tine și știu de unde ai venit. Dacă îmi spui tot și îmi și arăți, te voi lăsa liberă și te voi și ajuta ca ziua să nu mai împietrești. Ce zici, bate-n palma? Bine, îți voi spune ce știu. Deci, eu am fost întotdeauna o pictură, un fel de personaj într-o imagine. Doar noaptea pot să mă mișc și să ies din tablouri. Eu doar vreau să fiu liberă. Mersi mult că mă ajuți. Te voi ajuta, te iau la mine acasă și te scap de blestem. Dar după mă vei duce înapoi la muzeu, unde vreau cu disperare să ajung în unul din tablouri. S-a înțeles? Da, am înțeles, dar vreau să mergem noaptea pentru prietenii mei și să-i scap și pe ei de blestemul ăsta. Da, o să-ți ajut prietenii. Altceva? Nu, mulțumesc. La paznicul Pit acasă. Wow, nu știam că ești vrăjitor și că ai puteri. Wow, nu cred. Da, păi iubesc magia și celelalte lumea ascunse peste tot în lumea asta. Eu vreau să intru în fiecare pentru a le explora și, sincer, la început am crezut că nebunesc și că nu e real ce văd, dar mi-am adus aminte că e fix ceea ce căutam. Eu am pierdere de memorie din când în când. Uit ce am de făcut sau mă cred nebun. Dar nu sunt, nu? Nu cred. Puțin. Cum te cheamă? Pit pe tine? Ecaterina. Frumos nume. Din nou la muzeul Aman noaptea. Mulțumesc nespus de mult! Ne-ai făcut pe toți fericiți! Tot ce trebuie să faci e să bei din sticla asta. Elixirul te va ajuta să fii vie și ziua... nu doar noaptea. Nu trebuie să bei mult. Acum vreau să intru în tabloul tău. Vreau să cercetez peisajul din spate. Imediat, stai să beau. Caterina, te-ai întors! Aman! Nu știu ce mă făceam dacă te pierdeam. Mă omora nevastă mea. El ce caută aici? Parcă fugise de frică, iar din cauza lui te-au luat pe tine. Nu, Aman, ascultă-mă. El este un vrăjitor care se dă drept paznic sau polițist pentru a-și păstra identitatea secretă. M-a ajutat și ne-a făcut un elixir care ne scapă de blestem. Vom putea pleca cu toții de aici, dar el vrea în schimb... Vreau azi să intru în tabloul tău, Ecaterina. Haide să mergem acolo. E o problemă. Cum vei putea intra în tablou dacă nu ești o pictură în sine? Nu m-am gândit la asta. Dar sunt vrăjitor. Pot deschide portalul cu puterea mea. Merge! Wow! Oh, da! Am mers. Sunt în tablou. Dar ce e asta? E cumva vopsea? Oh, nu! Se închide portalul! Nu! M-au păcălit! Nu! Aici nu merge să-mi folosesc magia. Dar o să vadă ei. Afară din muzeu. Acum ce facem? Suntem în sfârșit liberi. Hai să mergem cu trenul la munte, să ne luăm o vacanță. Pe drum cu trenul. La munte. Aman! Ai avut grijă de sora mea, dragule? Nu s-a întâmplat nimic, am avut grijă de ea, au mai apărut complicații, dar ea e bine acum. E în regulă, surioară, e o poveste lungă. Ceea ce e important este că suntem liberi, ei! Sfârșit sau nu? În continuare, benzi desenate noapte la muzeu. A doua zi dimineață la muzeu. Mama, unde a dispărut Tudor Vladimirescu? Nu știu, draga mea, poate a plecat la plimbare. Stai să întrebi cineva. Hei, mă scuzați! Puteți, vă rog, să-mi spuneți unde au dispărut toate personajele din tablouri? Pe net le arată pe toate, nu înțeleg! Nu știu nici eu, doamnă. El era totul la locul lui, iar azi toate personajele au dispărut din senin.
De parcă puteam ele să iasă și să plece. Chiar nu știu cum e posibil. Îmi cer scuze, dar nu știu ce să vă spun. Vor investiga polițiștii. Wow, știam eu că sunteți vii. Dar unde sunt prietenii tăi? Vino mai aproape și o să afli. Mama, ajutor, sunt blocată aici. M-am întors și vin după voi, picturilor. Va continua.